Banii din campania APIA 2018 vor ajunge mai devreme în conturile fermierilor. Asta ca urmare a faptului că ministrul agriculturii Petre Daia a semnat un document care modifică calendarul acestui an. Schimbările se referă la datele când încep controlele administrative pentru dosare, dar și cele în teren, astfel încât banii să poată ajunge la timp în conturile fermierilor. Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, măsura a fost luată pentru accelerarea efectuării controlului administrativ și pe teren în perioada optimă acordării avansului către fermieri și a plăților finale. Dacă într-un document inițial Ministrul Agriculturii Petre Daia anunțase că verificările atât pe dosare cât și în teren încep la 4 iunie, respectiv 4 iulie, acum șeful de la Agricultură a revenit cu un nou ordin în care devansează aceste termene la 1 iunie, respectiv 1 iulie. Astfel, inspectorii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură au în plus 3 zile ca să lucreze pentru verificările fermierilor. Iată cum va arăta calendarul final al subvențiilor pentru campania 2018. Între 1 martie și 15 mai se vor depune, primi, cererile unice de plată, potrivit prevederilor regulamentului de punere în aplicare al Uniunii Europene din 2014, al Comisiei din 17 iulie 2014 și al regulamentului delegat al Uniunii Europene din 2014, mai exact 11 martie 2014. Între 1 iunie și 1 iulie se va efectua controlul administrativ, inclusiv control preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora precum și transmiterea eșantioanelor, potrivit dispozițiilor regulamentului numărul 2333 din 2015, de modificare a regulamentului de punere în aplicare numărul 809 din 2014. Între 1 iulie și 1 octombrie se va efectua controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligații specifice în iarna sau în primăvara anului următor. Plata avansului pentru anul de cerere se va efectua începând cu data de 15 octombrie. Plata regulară pentru anul de cerere se va efectua între 1 decembrie 2018 și 31 martie 2019. Vă reamintim că la acest moment funcționarii Agenției de Plăți efectuează autorizarea la plată pe subvențiile de anul trecut. Toate informațiile despre subvențiile agricole le găsiți pe site-ul agrointel.ro.